gândeam că am avea nevoie de un aparat special care se cheamă fericirometru. Arată în felul următor. Mă rog, nu s-a inventat, dar dacă s-ar fi inventat, cred că unii dintre voi ați avea neapărat nevoie de el în dimineața aceasta, ca să putem să măsurăm și nivelul de fericire, nu doar tensiometru ca să măsurăm tensiunea și apometru ca să măsurăm... Ce măsoară apometru? Apa. Consumul de apă. Dar ar fi fain să avem un fericirometru. Pentru că vreau să te întreb cât ești de fericit. Cum stai cu fericirea? Dacă ar fi să îți dai o notă pe o scară de la 1 la 10, unde se încadrează nivelul tău de fericire? Este undeva pe la 7, mă, Cristi, eu cred că fericirea mea e așa, pe la 7. Unii vă uitați la mine și zâmbiți ca și cum ați vrea să spuneți, mai pune un pic. Alții, ești foarte optimist. Dar întrebarea este, cât de fericit ești? Care este nivelul tău de fericire? Am început să studiem cartea Filipeni, care este un fel de fericirometru între celelalte cărți ale Noului Testament. Vorbește despre bucurie, vorbește despre fericire și sper din toată inima că în aceste săptămâni, cât studiem cartea aceasta, pentru fiecare dintre voi nivelul de fericire să crească măcar un pic, nu? Amin? Vă doriți asta? Dacă e pe la 7, când terminăm seria asta de predici, să fie undeva pe la 11. Asta mi-aș dori pentru fiecare dintre voi. Dacă ești undeva pe la 1, măcar pe la un 7 să ajungi și tu, că sunt unii pe care chiar nu-i putem face. Numai Domnul vă poate face fericiți, dar... Adevărul este că ca să fii fericit, fericirea începe cu relații fericite. Pentru că poți să ai tot binele din lumea aceasta, dacă nu ești fericit în relațiile pe care le ai, nu ai cum să te bucuri de viața aceasta, nu ai cum să te bucuri de fericire. De aceea Pavel, în introducerea la epistola către Filipeni, vorbește despre oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în viața lui. Vorbește despre relații fericite, descrie relațiile fericite pe care le are, ne spune cum practică relațiile fericite sau cum cultivă relații fericite în viața lui. Nu știu cum sunt relațiile din viața ta. De atâtea ori aud oameni care îmi spun: Cristi, dacă ai ști că eu trăiesc un iad la mine acasă, sau dacă ai ști cât de nefericit sunt, sau dacă ai ști ce mi-a făcut, sau dacă ai ști ce mi-a spus. Și sunt oameni răniți. Mulți oameni răniți, poate chiar acum sunt oameni răniți care stau și ascultă mesajul acesta, poate că sunt oameni răniți care urmăresc mesajul acesta. Pavel ne învață la începutul cărții Filipeni ce trebuie să facem ca să avem o părtășie frumoasă împreună, ca să cultivăm relații fericite. De aceea, haideți să deschidem la Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1, și aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 11. Haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, despre asta am vorbit săptămâna trecută, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Ce frumos salut! Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi și până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos, și toată biserica să spună: Amin. Așa e, ce frumos e versetul acesta.
simt nevoia să-l mai citesc o dată. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea mea și înaintarea Evangheliei, voi sunteți părtași aceluiași har, căci martorim este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Vreau să ocupați locurile. Aș vrea să îți vorbesc despre relații fericite, despre fericire. Continuăm tema aceasta. Apropo de măsurătoarea aceasta a fericirii, dacă ar fi un fericirometru care să existe, cred că unii dintre voi v-ați stăvăli pe jos de durere dacă ați putea, dacă fericirea ar durea. Însă, așa cum am spus, fericirea începe cu aceste relații fericite și aș vrea să ne uităm la textul acesta și să vedem patru deprinderi, le-am numit, tu poți să le numești cum dorești tu, obiceiuri, sfaturi, cum vrei tu, despre care Pavel vorbește pentru a avea relații fericite. Și aceste patru deprinderi sunt foarte simple, e ușor să vorbești despre ele, aproximativ, dar este teribil de greu să le pui în practică. Adică e incredibil de greu să le pui în practică. Dar dacă cumva reușești să practici aceste deprinderi în fiecare zi în viața ta, vă spun că o să fie o zi când o să venim la biserică și toți o să fim un zâmbet, un smiley face. Pentru că relațiile vor fi fericite și viața ta va fi mai fericită. Dar hai să vedem care este prima deprindere pe care o învățăm de la Pavel pentru o părtășie fericită unii cu ceilalți, pentru relații fericite. Și astea patru deprindere se aplică la toate relațiile, în familie, în biserică, la locul de muncă, prieteni, bunici, soacră, oriunde dorești tu. Prima deprindere: învață să fii mulțumitor pentru cei din jurul tău. Învață să fii mulțumitor. Uitați-vă ce spune Pavel în versetul 3: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez pentru voi. Primul lucru pe care Pavel îl face pentru biserica din Filipi este că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia. Primul gând care îi vine în minte este unul de mulțumire, pentru că în momentul în care mulțumirea dispare, în momentul în care cultivi nemulțumire în viața ta, relația nu mai rezistă. În momentul în care începi să trăiești o viață de nemulțumire, familia nu mai rezistă. În momentul în care devin nemulțumitor cu privire la biserica din care faci parte, devii un om nefericit. Când nu mai îți amintești de ce te-ai căsătorit. Știi, la început era totul frumos, când v-ați întâlnit prima dată, ai avut impresia că Dumnezeu a trimis un înger în viața ta, o ingerașă, cum vrei să numești. Bă, nu-mi vine să cred, a venit, îi îngerul Gavril, e aici, e cu mine în fiecare zi, e perfectă. Dar după ce trece un timp, începi să te obișnuiești și nu-ți mai aduci aminte de ce v-ați căsătorit. Nu mai vezi acea parte angelică, ci partea aceea angelică se transformă. Cât de mulțumitor ești tu cu privire la oamenii din viața ta? La oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău, pentru că este atât de adevărat, cu cât ajungi să cunoști mai mult o anumită persoană, sau cu cât ajungi să cunoști mai mult oamenii din viața ta, cu atât te obișnuiești mai mult. Am auzit despre un cuplu, un soț-soție, și soția era întotdeauna extrem de nemulțumitoare. Bine, puteam să spun că soțul era extrem de nemulțumitor, dar
cum vreți voi, da, hai de dragul, așa am învățat ilustrația asta, că soția era nemulțumitoare și omul acesta încerca să o mulțumească în fiecare zi și într-o dimineață a zis, măi, vreau să fac ceva frumos pentru soția mea asta, să fie și ea mulțumitoare. S-a dus la ea și a zis, uite, vreau să pregătesc micul dejun, spune-mi, draga mea, ai vreo preferință? Care soția îi spune, uite, mi-ar plăcea să îmi faci două ouă, unul să fie fiert, iar celălalt prăjit. Perfect, s-a dus omul în bucătărie și a folosit cele mai bune abilități pe care le-a avut să pregătească un mic dejun incredibil. O pregăte și două, unul fiert, unul prăjit. I-a dus micul dejun la pat. Aștepta un cuvânt de mulțumire. Soția se uită la micul dejun, se uită la soț și zice, nesimțitule, oul pe care l-ai prăjit trebuia să-l fierbi și cel pe care l-ai fiert trebuia să-l prăjești. Veșnic nemulțumitor, veșnic nemulțumitoare. Pentru oameni din viața ta și ajungi într-un punct în care începi să vezi mai mult doar defecte, începi să vezi mai mult doar minusuri, dar Pavel spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu și continuă, merge mai departe, spune, pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. Pavel spune, amintirile pe care mi-au rămas în memorie despre voi sunt amintiri frumoase. Deci Cristi, dar au avut motive să aibă amintiri frumoase, nu-i așa? Hei, vă amintiți de data trecută? Nu a fost ușor să înceapă biserica. El a plantat biserica din Filipii. Dar n-a fost ușor. A fost bătut, a fost pus în închisoare, a venit cu tremurul, a fost dat afară din oraș, a fost acuzat pe nedrept. A avut atâtea amintiri dureroase din Filipii. Atâtea amintiri care dor pentru Pavel din orașul Filipii. Oricare altul dintre noi am fi început epistola aceasta spunând că amintirile mă chinuiesc. Când este ceva, așa e cu amintirile mă chinuiesc. Dar am fi început să ne plângem, bă, știi, a fost așa de greu, când cu tremurul, faza cu toate celelalte chestii care s-au întâmplat acolo, voi nu știți prin câte am trecut eu, voi nu știți că abia am scăpat cu viață, nu știți cât m-am luptat, nu, cât am făcut eu pentru voi, mă, ca să puteți voi să fiți fericiți astăzi. Dar Pavel își folosește memoria selectivă. Este un lucru mare. Să fii mulțumitor pentru amintirile frumoase din viața ta și să le uiți pe cele negative. Pentru că de obicei, cum facem? Exact invers. Ce ne amintim? Ce ne amintim mai repede? Lucrurile bune sau pe alea rele? Alea rele, nu? Și acum îți amintești, parcă a fost numai ieri, a fost în urmă cu 10 ani, când ți-o spus, mai crezi, nu știi tu ce mi-o spus. Nu știi tu cum s-a purtat cu mine, tu nu știi prin câte am trecut. Și așa de ușor îți amintești lucrurile respective, dar Pavel spune, sunt mulțumitor și aleg să folosesc memoria selectivă, aleg să îmi amintesc lucrurile frumoase. Au fost și zile grele, au fost și suferinți, au fost și amintiri neplăcute, dar vreau să le las pe alea deoparte, pentru că eu vreau să am relații fericite. Ciudat-i Pavel ăsta. Cum stă el singur într-o închisoare din Roma și este singur acolo, dar totuși nu este singur. El de acolo cultivă relații, el de acolo se conectează, fără Facebook, fără iPhone, fără toate celelalte gadgeturi, fără social media. El de acolo spune, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru voi. Aș putea să cânt, aș putea să sar în sus de fericire, că am prieteni. Câtă diferență față de astăzi, unde suntem noi, unde oamenii sunt veșnic nemulțumiți, ești liber, dar ești singur, trăiești în această singurătate. Dar Pavel nu este așa, Pavel spune, sunt singur, dar nu sunt singur. De ce? Pentru că eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate relațiile din viața mea. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oameni, îi mulțumesc pentru prieteni, îi mulțumesc pentru biserică, îi mulțumesc pentru Filipii. Aleg să las deoparte amintirile dureroase. Dragii mei, unii exact asta aveți nevoie să faceți în dimineața aceasta. Să lăsați deoparte trecutul dureros, să lăsați deoparte amintirile dureroase și să vă amintiți lucrurile bune. Temă de casă, să faci o listă cu oamenii apropiați din viața ta și să scrii 5 motive de mulțumire pentru fiecare.
Eu, așa că asta e un pic mai greu. Și pentru mine a fost greu când am scris-o. Te gândești acum la toți oameni, dar nu o să fie chiar așa de greu, că statisticile arată că în medie fiecare om din lume are numai câte doi oameni apropiați. Așa că, din miliarde câte există, ar putea fi lungă lista că numai doi sunt apropiați. Gândește-te la oameni apropiați, pe care poate ei ignori, nu-i mai bagi în seamă, și scrie un motiv de mulțumire. Și când te duci la grupul mic în săptămâna aceasta, împărtășește împreună cu grupul mic motive de mulțumire pentru oamenii din viața ta. Putem să facem acest exercițiu? Și îi rog pe lideri de grupul mic să împărtășească și cu mine săptămâna aceasta câteva motive care vor fi spuse acolo, fără nume, bineînțeles, că aș vrea să le împărtășim cu toți duminica viitoare. Poate ne mai vin idei. A doua deprindere despre care vreau să-ți vorbesc. Deci prima, hai să spunem împreună. 1. Învață să fii. Învață să fii. Toată lumea, învață să fii. Mulțumitor. Mulțumitor. A doua deprindere pe care Pavel o practică este să te rogi, roagă-te cu bucurie pentru oamenii din viața ta. V-am zis că e foarte simplu, dar v-am spus în același timp că este foarte greu de pus în practică, pentru că uitați-vă ce spune Pavel în versetul 4. Zice, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi. Vă dați seama, Pavel, care a scris jumate din Noul Testament. Cum ar fi să se roage Pavel pentru tine? Toată lumea să spună, wow, amin, ar fi super. Se roagă, dar din cer. Dar zice, mă rog pentru voi. Acum, gândește-te la o persoană din viața ta care te enervează foarte tare. Nu te uita la ea, doar gândește-te, da? Este o predică în care e bine să te uiți numai în față. Gândește-te cât de mult ți-ai dorit să schimbi persoana respectivă sau cât de mult ai fi vrut să se schimbe și tot ai dat pe sfaturi, ai spus să facă asta și cealaltă și toate celelalte lucruri care ai vrea să ducă acolo. Acum, vă spun un secret. Oamenii în general nu prea se schimbă. Mai ales când le spui tu să se schimbe. Mă, Cristi, eu sunt doctor în schimbarea oamenilor, eu sunt specialist. Nu ești specialist nici măcar în schimbarea ta. Singurul lucru, de fapt, care tu poți să-l faci este să te schimbi tu însuți. Dar nu mai încerca să îi schimbi pe alții. Pentru că nu se vor schimba. Doar Dumnezeu îi poate schimba. Și dacă nu poți să-i schimbi, atunci ce poți să faci pentru ei? Să te plângi. Măi, dacă ai ști cum e. Socra asta... omul ăsta, m-am crezut că e un înger, dar adevărul e că e un mic diavol. Zic și eu, nu știu cum. Dar și stai toată ziua poate și te plângi de oameni lângă tine, te plângi de biserică, te plângi de pastorul bisericii. Nu-i valabil aici la Speranța, că știu că toată lumea mă iubește. Am glumit, am urmat să văd ce ziceți. Dar stai și te plângi. Acum am o întrebare și în momentul acela din predică, când chiar aș vrea să vorbim unii cu ceilalți. Prima întrebare, când te plângi, rezolvi ceva? Hai pe bune, nimic? Cum? Nu mare lucru. Dar când te rogi, rezolvi ceva? Sigur. Nu mă aștept din primul rând să de acord cu mine. Ultimul rând, dintr-un sonă din mijloc. Când te rogi, rezolvi ceva? Da. Atunci, de ce ne plângem mai mult decât ne rugăm? E întrebarea. De ce ne plângem mai mult decât ne rugăm pentru oamenii din viața noastră? Pentru că... Ce vreau să spun este următorul lucru. Cu cât te rogi mai mult pentru oamenii din viața ta, cu atât o să te plângi mai puțin cu privire la ei. Și Pavel se roagă. De ce se roagă? Pentru că rugăciunea chiar dă rezultate. E așa de important lucrul acesta. Sunt perioade în viața Bisericii Speranța când uneori ne rugăm mai mult, alteori mai puțin. Sunt perioade din an când chiar venim în rugăciune înainte lui Dumnezeu, ne rugăm unii pentru ceilalți. Și vreau să vă spun un mic secret. Simt și știu când vă rugați pentru mine, pentru că există o bătălie spirituală care se dă. Simt de multe ori protecția lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Și știu că sunt momente când sunt oameni și grupuri de oameni care vin în rugăciune și se roagă pentru biserică, se roagă pentru mine. Și e așa de important lucrul acesta. Și vreau să te încurajez în dimineața aceasta să faci ceea ce spune Pavel. Roagă-te pentru oamenii din viața ta. Roagă-te pentru soțul tău, roagă-te pentru soția ta, roagă-te pentru copii, roagă-te pentru biserică, roagă-te pentru națiuni. Dar Pavel nu se roagă oricum, ci uitați-vă cum spune Biblia că se roagă. Spune, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cum?
Cu bucurie. Ați auzit despre gândirea pozitivă? Ce zice gândirea pozitivă? Că ce trebuie să faci? Să gândești pozitiv. Era simplu, nu? Să gândești pozitiv. Nu zic că nu-i bună și nu vă încurajez să gândiți negativ. Dar toată gândirea din pozitivă din lumea aceasta nu te ajută să schimbi ceva în viața ta. În schimb, Pavel introduce un nou concept. Nu gândire pozitivă, știți care este conceptul care îl introduce Pavel? Rugăciune pozitivă. Să te rogi cum? Cu bucurie. Că de multe ori când ne rugăm, și în rugăciune, noi ne rugăm pentru oamenii din viața noastră, dar începem și dictăm lui Dumnezeu: Doamne, te rog așa de mult, ajută-o să nu mai pun atâta sare în mâncare, că, Doamne, numai Tu poți să faci lucrul acesta, Doamne, ajută-l să-și țină gura aia spurcată pe care o are, să nu mai vorbească, Doamne, prostile care vorbește, și, Doamne, te rog, scapă-mă din iadul acesta, și, Doamne, o soră, v-am mai povestit, o soră dintr-o bisericuță mai mică, s-a rugat să vină fiul ei la biserică, a venit în cele din urmă, avea probleme cu băutura, a venit la ora de rugăciune, s-a rugat sora aceasta pentru el, el era acolo în rândul 2, ea era undeva în spatele lui. Doamne, îți mulțumesc că l-ai adus pe pruncul ăsta meu la biserică și, Doamne, te rog, mântuiește-l pe bețivul ăsta. Nu este o rugăciune pozitivă. Înțelegeți? Și nu este o rugăciune care dă rezultate. Credeți cum ai venit vreodată la biserică? Nu. De ce? Nu i-a plăcut predica? La toată lumea îi plac predicile, da. Glumesc. Nu, cred că nu i-a plăcut rugăciunea. Eu mă rog, zice Pavel, pentru voi toți, dar nu mă rog oricum, ci mă rog cu bucurie. Cea mai rapidă cale pentru schimbarea unei relații nefericite într-una fericită este rugăciunea pozitivă. Pentru că gândirea pozitivă spune, de exemplu, dacă vrei să te rogi pentru copiii tăi, să se schimbe copiii tăi, gândirea pozitivă spune: am copii buni, am copii buni, am copii buni, nu vreau să am copii buni. Ei toată ziua sparg capul, sparg geamuri, dar am copii buni. Nu e așa, e doar o formă care... Dar rugăciunea pozitivă, știți ce spune? Rugăciunea pozitivă zice: Doamne, ajută-mă să fiu un tată bun care să crească copii buni spre slava și spre gloria numelui Tău. Asta e rugăciune pozitivă. Și Pavel: mă rog pentru voi toți cu bucurie. Dar Cristi, cum că... E așa de greu să te rogi pentru alții? Ai încercat vreodată să te rogi pentru cineva? Așa că e greu. Și pentru tine e greu să te rogi câteodată, dar băi, pentru alții. Că te rogi: Doamne, ajută-l pe Ștefan să... Și, da, ce bai are? Ce bai are Ștefan? Ce să mă rog pentru Ștefan? Și nu știi ce să te rogi. Doamne, te rog, binecuvintează-l pe Ștefan în veci de veci, amin. M-am rugat pentru... Slavă Domnului că m-am rugat pentru el. Doamne, fii cu Mioara și cu tata. Te-ai rugat. Cu ce să te rogi? Pavel îți oferă câteva motive de rugăciune și vreau să ți le notez. Și în fiecare zi când te rogi pentru oamenii din viața ta, folosește și aceste motive de rugăciune. Pot să vi le dau repede pe scurt, că începe rugăciunea lui, începe de fapt în versetul 9. Și primul motiv de rugăciune zice: roagă-te ca dragostea să crească în viața apropiului tău. Roagă-te să crească în dragoste. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Dragii mei, credeți că avem toți nevoie de un pic mai multă dragoste în viața noastră? Sau credeți că avem nevoie să fim un pic mai fericiți? Sau unii dintre voi ce să... Eu sunt așa de fericit că dă pe din afară. Și sunt așa de iubitor că dă pe din afară. Toți avem nevoie de un pic mai multă dragoste. Întotdeauna spunem că încape un pic mai mult, nu-i așa? Așa că roagă-te pentru oamenii din viața ta: Doamne, pune mai multă dragoste în bărbatul acesta, în femeia aceasta, în omul acesta. Roagă-te pentru asta. Al doilea motiv de rugăciune: roagă-te pentru decizii înțelepte. Uitați-vă în versetul 10: ca să deosebiți lucrurile alese. Întotdeauna oamenii trebuie să ia decizii. Ce să mă rog pentru soțul meu? Roagă-te să ia decizii înțelepte pentru familia ta, pentru tine. Roagă-te ca Dumnezeu să pună dragoste în el, pentru decizii înțelepte. 3. Roagă-te pentru perseverență. Continuă versetul 10 și spune: ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți. Să nu vă potigniți, să nu te oprești. Roagă-te pentru cei de lângă tine. Spune: Doamne, ajută-i să meargă până la capăt.
Îți mulțumesc că l-ai mântuit, dar Doamne, ajută-l să persevereze. Ajută-l să meargă pe drumul acesta. Ajută-o să meargă pe calea aceasta. Un alt motiv de rugăciune: roagă-te să trăiască neprihănire, spune, să trăiască curați, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Dacă ne-am rugat, dacă am început să ne rugăm ca și biserică unii pentru ceilalți și să folosim aceste patru motive de rugăciune în dreptul fiecăruia, și dacă Dumnezeu ne-ar asculta rugăciunile, voi vă dați seama cum s-ar schimba relațiile. Să ai numai oameni. Știți ce înseamnă roada neprihănirii? Că n-am timp acum să vin să vă explic cu Galateni 5, cu bucurie, pace, îndelungă răbdare și toate celelalte, dar să ai oameni care să rodească roada neprihănirii. Păi, dar ne-am înțelege atât de bine unii cu alții. Îmi aduc aminte, eram la școală și un profesor ne-a povestit, zice, într-o biserică erau multe divorțuri și ne-am gândit ce să facem. Și zice, am zis, hai să ne rugăm pentru astea patru lucruri. Și au pus în biserică, hai să ne rugăm fiecare zi pentru astea patru lucruri. Și zice, la sfârșitul programului a venit un diacon la mine și zice, apoi frate pastor, dacă ne rugăm în fiecare zi așa, nu mai divorțează nimeni. Așa oarecum, cu părere de rău. Dar lucrul acesta este adevărat. Roagă-te, nu mai încerca să-l schimbi, roagă-te în schimb pentru cei de lângă tine. 3. Hai să vedem care este a treia deprindere pentru relații fericite. Ancorează-ți toate relațiile în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este sursa tuturor relațiilor fericite, în alte cuvinte. Nu există un alt secret în lumea aceasta. Oamenii o să încerce să-ți vândă alte secrete ale fericirii, ale relațiilor fericite, dar adevărul este, trebuia să iau Biblia, că Dumnezeu e sursa tuturor relațiilor fericite, pentru că uitați-vă ce spune versetul 45. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi și până acum. Dragii mei, relațiile noastre, ca să fie sănătoase, trebuie să fie clădite în jurul Evangheliei lui Hristos. De multe ori oamenii vin și așa plictisiți, supărați, băi, nu ne mai înțelegem. Dar de ce? Că nu avem nimic în comun. Păi cum adică nu aveți nimic în comun? Nu avem nimic în comun. El e cu ale lui, e cu ale ei. Nu avem nimic în comun. Dragii mei, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, avem ceva în comun. Evanghelia lui Hristos. Înțelegeți? Biserica din Filipii era în părtășie, era părtașă la Evanghelia aceasta și spune Pavel, de asta relațiile noastre sunt fericite, pentru că pe noi ne strânge dragostea lui Hristos, pe noi ne adună împreună Evanghelia lui Iisus Hristos, pe noi ne ține împreună Evanghelia lui Iisus Hristos. Ăsta este secretul unei relații fericite. De aici încep toate celelalte relații, de la relația cu Dumnezeu. De atâtea ori oamenii vor să-și repare relațiile. Oamenii nu vor să trăiască în relații nefericite. Și stau de multe ori de vorbă cu oameni care vor să-și repare relațiile stricate. Vor să fie mai buni, vor să se înțeleagă mai bine, vor să zâmbească mai mult, vor să fie mai fericiți. Dar de multe ori începem să vorbim despre comunicare, despre cum să fii mai fericit, cum să vorbești mai frumos, cum să le faci pe toate celelalte, dar ignorăm ceea ce trebuie să fie la bază, ceea de unde trebuie să înceapă totul, de la relația cu Dumnezeu. Pentru că, dragul meu, uite ce m-am gândit, dacă nu te înțelegi cu Dumnezeu, nu ai cum să te înțelegi nici cu ceilalți. Că noi suntem oameni imperfecți, noi nu știm cum să creăm relații fericite. Noi suntem oameni păcătoși, noi creăm doar dezastru în jurul nostru, asta lăsăm în fiecare zi. Invidie, egoism, ceartă, ură, nervi, război și te întrebi, dar de ce iad în viața mea? De ce trăiesc în acest coșmar în fiecare zi? De ce nu mă înțeleg cu nimeni? De ce nu pot să mă apropii de nimeni? De ce nu am prieteni? De ce mă simt atât de singur? De ce am 5.000 de prieteni pe Facebook, dar în viața reală n-am nici măcar o jumătate de prieteni? De ce? Cum te înțelegi cu Dumnezeu? Cum este relația ta cu Dumnezeu? Aveți probleme în familie? Cum vă înțelegeți cu Dumnezeu? Nu-ți convine ceea ce se întâmplă în biserici? Nu s-a creat biserica pentru tine încă? Biserica Baptistă Perfectă încă nu s-a creat? Cum te înțelegi cu Dumnezeu? Ești veșnic nemulțumit, bombănești tot timpul? Cum te înțelegi cu Dumnezeu?
Cum este relația ta cu Dumnezeu? Pentru că, ascultă-mă, dacă ești aici în dimineața aceasta și tu îl urăști pe Dumnezeu, tu îl ignori pe Dumnezeu, tu îl dai la o parte pe Dumnezeu în viața ta, o să-i urăști și pe ceilalți, o să-i ignori, o să fii egoist și nu o să reușești să credești în niciun caz relații fericite. Pentru că Dumnezeu spune în continuare, uitați-vă la versetul acesta atât de frumos, 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Versetul acesta spune atât de mult, și anume că Dumnezeu este Cel care a inițiat aceste relații, dar El este Cel care le va termina. Am încercat să ilustrez lucrul acesta. El, Dumnezeu, este Alfa și Omega. Pavel spune că Dumnezeu ce a făcut a început și Dumnezeu este Cel care va isprăvi, El este Cel care va termina aceste relații. Și viața noastră pe care o trăim, o trăim între a început și va isprăvi. Acolo pe undeva sunteți voi, zice Pavel. Acolo ești tu, pe drumul acesta. Ce înseamnă în mod practic lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu niciodată nu se dă bătut cu privire la tine. Dumnezeu niciodată nu se dă bătut la o relație pe care, cu privire la o relație pe care o începe. Dumnezeu nu divorțează niciodată. Dumnezeu nu te dă afară din casă niciodată. Dumnezeu nu te scuipă niciodată. Dumnezeu nu-ți dă o palmă niciodată. Dumnezeu este Cel care atunci când începe o relație este într-o continuă cucerire asupra acelei relații. Este într-o continuă căutare a ta, este într-o continuă convingere a ta. Nu-ți dă voie să te răzgândești, nu-ți dă voie să pleci de acolo. Și foarte pe scurt, că n-am timp să mă ocup de asta în dimineața aceasta, e valabil lucrul acesta și pentru relația de mântuire pe care Dumnezeu a început-o. Mulți se întreabă, dar voi putea ține mântuirea dacă mă pocăiesc? Ascultă-mă, nu tu te pocăiești, Dumnezeu te mântuiește. Tu doar îi răspunzi lui Dumnezeu. Și hei, chiar dacă poate avem convingeri diferite în privința aceasta, slavă Domnului că avem dreptul să avem convingeri diferite, amin? Dar eu cred că ceea ce Dumnezeu începe duce la bun sfârșit. Și cred că Dumnezeul care te mântuiește este suficient de puternic să te păstreze mântuit până la finalul vieții tale. Crezi că mântuirea se poate pierde, Cristi? Nu cred lucrul acesta. De ce? Pentru că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. Așa de clară este Biblia în privința aceasta. Dar Cristi, cunosc oameni care au fost mântuiți, s-au botezat, au avut semne clare ale mântuirii în viața lor și au plecat din biserică. Cristi, ce se întâmplă cu ei? Ascultă-mă, dacă au fost mântuiți cu adevărat, se vor întoarce înapoi. Roagă-te pentru ei, caută-i, stai de vorbă cu ei. Haideți să mergem după fiii risipitori ai bisericii. Hai să mergem să-i căutăm. Unde sunt aminurile? Nu vreți să-i căutăm? Nu vă pasă de cei care au fost în biserică și au plecat? Sunteți mai buni decât ei? Sunt mai răi decât noi? Trebuie să meargă în fundul iadului? Nu, hai să mergem să-i căutăm, hai să ne rugăm pentru ei, hai să iubim pe oamenii aceștia. Pentru că dacă Dumnezeu i-a mântuit, Dumnezeu prin tine, prin mine, îi poate aduce înapoi în biserică, slăvit să fie El. Dacă pleacă și nu se mai întorc niciodată, înseamnă că n-au fost niciodată mântuiți. Crezi lucrul acesta? Cred. Acum, nu trebuie să aveți o relație nefericită cu mine pentru că am spus lucrul acesta și pentru că asta este convingerea mea. Dar eu așa citesc în Biblie, că lucrarea de mântuire este o lucrare atât de complexă încât Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea ta și nu se joacă cu mântuirea mea, ci când ne mântuiește, Dumnezeu face ceva atât de complex pentru tine, te smulge din păcat și nu te mai trimite acolo niciodată. Bine, dacă vreau eu să mă duc, hei, tu vrei să te duci în fiecare zi și eu aș vrea să mă duc în fiecare zi înapoi înspre păcat, că asta e natura noastră păcătoasă, dar acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi și voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, slavă Lui. Asta a fost mica paranteză, pot să o închid acum. O trebuie să fac un pic de controversă. Despre ce vorbeam? Ah, da, versetul ăsta, Filipeni 1:6, îți mai spune încă ceva, un lucru fain. Și ascultă-mă, știi ce spune Pavel? Ceea ce citești printre rânduri, că uneori trebuie să citim și printre rânduri. Faptul că a început și faptul că va isprăvi, știi ce înseamnă? Că noi suntem pe drum, aici a început și acolo va isprăvi. Noi suntem pe drumul acesta și încă nu suntem perfecți în relațiile pe care le avem. Este vorba nu despre perfecțiune, ci este vorba despre un progres. Zice Pavel, hei, biserică din Filipii, eu știu că nu sunteți perfecți, nici nu aștept de la voi să fiți perfecți. Cu toate acestea, vreau să vă las o încurajare, că Dumnezeul care a început este Dumnezeul care va isprăvi. Dragii mei, știu că nu sunteți perfecți. Cristi chiar știa asta despre noi, știu. Dar de unde știi? Că nici eu nu sunt.
Nu suntem, dar este un progres. Trăim între a început și vai spre și în fiecare săptămână Dumnezeu așteaptă să ne mișcăm un pic mai mult de la a început și să mergem un pic mai mult înspre ziua Domnului, înspre vai spre vii. Nu știu care este rețeta fericirii, că dacă aș ști eu, vi-aș da-o. Dar știu care este rețeta nefericirii și vreau să vi-o dau. Dați voi să vă dau rețeta nefericirii. Știți de ce sunteți nefericiți unii dintre voi? Când totdeauna știți ce așteptați de la cel de lângă voi. Ce așteptați? Spuneți voi cu voce tare, hai să vorbim, ce așteptați? Ha? Perfecțiune. Așa că rețeta pentru nefericit. Trei pași pentru ca să fii nefericit. Pasul 1, așteaptă perfecțiune de la cel de lângă tine. Și o să fii, o să te simți mizerabil toată viața ta. O să fii nefericit. Zi după zi, ceas după ceas. O să fii frustrat. O să scrâșnești din dinți, zici unui perfect. Dar Cristi, eu sunt un perfecționist. Hei, doar Dumnezeu e singurul perfecționist din lumea aceasta. Că un om imperfect cum poate fi perfecționist? Înțelegi? E un nonsens ceea ce spui. Știți care e pasul 2 pentru ca să fii nefericit? Pasul 2. Așteaptă perfecțiune de la cel de lângă tine. Și ghiciți care e pasul 3 pentru a fi nefericit? Așteaptă perfecțiune. Trebuia să pun altceva acolo, că era previzibil. Așteaptă perfecțiune de la cel din jurul tău. Cei din jurul tău. Așteaptă să ai un soț perfect și o să fii o soție nefericită toată viața. Așteaptă o soție perfectă și o să fii un soț nefericit toată viața. Am unii dintre voi ziceți, oare m-au auzit? Oare au auzit ce-o zis? Eu cred că fiecare trebuie să audă în dreptul lui. El spune, cel care a început, faptul că a început și încă nu a terminat, Dumnezeul care a mântuit este Dumnezeul care într-o zi va glorifica, dar încă ne deplasăm între aici și acolo. Și spunea un autor creștin în felul următor, zice, când pășim în atelierele marilor artiști, găsim opere de artă care ar fi putut fi mărețe, dar în schimb sunt neterminate, fie pentru că artistul nu a fost suficient de competent ca să desăvârșească ce a început, ori pentru că mâna i-a paralizat și a murit înainte să termine marea operă de artă. Dar când intrăm în atelierul lui Dumnezeu, nu găsim absolut niciun indiciu că nu ar fi în stare marele artist al nostru să termine ceea ce a început și că lucrarea pe care el a început-o o va desăvârși. Dragul meu, tu ești opera de artă măreață a lui Dumnezeu și Dumnezeu este un artist care nu se dă bătut, care nu moare, care nu paralizează. Până când opera de artă va fi desăvârșită, Dumnezeu va continua să lucreze, să cioplească, să șlefuiască, să picteze, până când într-o zi vei fi desăvârșit. De aceea Pavel, când vorbește despre relații, spune, eu nu mă uit doar la ceea ce este, dar eu mă uit la ceea ce va fi într-o zi. Dacă am privit așa relațiile noastre, nu te mai uita la tine în familie doar la ceea ce este, dar uite-te, gândește-te la ceea ce va fi într-o zi. Gândește-te la faptul că veți face progres împreună. Gândește-te la faptul că biserica va merge din biruință în biruință spre slava lui Dumnezeu. Acum suntem în construcție, acum este praf, acum este șantier, dar într-o zi Dumnezeu va închide șantierul, într-o zi Dumnezeu va șterge praful, într-o zi Dumnezeu va inaugura casa și în ziua aceea va fi o zi măreață, pentru că în ziua aceea vei fi glorificat, vei fi perfect, vei fi ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Domnului pentru astfel de relații. De aceea ancorează-ți toate relațiile pe care le ai în relația cu Dumnezeu. De acolo pornește totul. Înțelege-te bine cu Dumnezeu și o să te înțelegi bine și cu nevasta. Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun, ultima deprindere. Iubește-i pe oameni cum i-a iubit Iisus. Iubește-i, dragul meu, pe oameni exact cum i-a iubit Iisus. Pentru că uitați-vă ce spune Pavel în versetul 7. Spune, este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea. Ce cuvinte de dragoste! Ce scrisoare frumoasă de dragoste pentru o biserică! De atâtea ori, din ăsta eu nu știu să-mi exprim sentimentele. Să nu spunem la cineva că iubim. Lasă că știe ea că o iubesc. Și mi s-a și terminat timpul. Și nu mai am timp să vorbesc despre asta. Chiar acum mi s-a terminat timpul, Cristi. Mă port în inima mea. Uite, Pavel teologul. Nu suntem teologi ca și Pavel. Suntem așa mai reci de felul nostru. Noi nu cântăm, te iubesc, Iisuse.
că noi suntem mari teologi al lui Dumnezeu. Uite că marele teolog Pavel spune, vă port în inima mea. Nu te-ai aștepta la asta de la Pavel, nu? Întrucât, atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și înaintarea Evangheliei, voi sunteți toți părtași ai aceluiași har. Zice, v-ați fost lângă mine, zice Pavel. Am simțit că sunteți lângă mine. Am știut că sunteți lângă mine. Chiar dacă sunteți la 800 km distanță, sunteți cu mine în închisoare. Eu nu sunt singur aici. Sunt eu și prietenii mei, zice Pavel. Și apoi în versetul 8, uitați-vă, izbucnește efectiv în a-i descrie ceea ce se întâmplă, ce căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Dragul meu, Pavel, lui Pavel nu este rușine să afirme dragostea pe care o poartă pentru biserică. Citind această epistolă, Dumnezeu m-a cercetat și mi-am dat seama că de prea puține ori i-am apreciat pe oamenii pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea. Întotdeauna în mintea mea și în inima mea am știut că cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în biserica aceasta este că a adus oamenii potriviți la timpul potrivit. Dar de prea puține ori le-am spus că îi apreciez. De prea puține ori le-am spus că iubesc. De prea puține ori, de multe ori de fapt, am presupus că știu ei lucrul acesta. Ei bine, s-ar putea să nu știe. De prea puține ori mi-am apreciat familia așa cum ar fi trebuit. Și poate că și tu ai făcut exact același lucru. Dragul meu, dacă vrei să ai relații fericite, afirmă dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta pentru oamenii pe care îi porți în inima ta. Când adâncul inimii tale, chiar dacă te ceri, chiar dacă mai spui ce n-ar trebui să spui, tu știi când închizi ochii seara la culcare, tu știi că îl iubești, tu știi că o iubești, tu știi că n-ai putea să trăiești altfel. Tu știi că ai fi nefericit fără oamenii pe care Dumnezeu i-a adus ca să formeze circumstanțele pe care le-a format în viața ta. Știi lucrul acesta și cu toate acestea te duci prin lumea aceasta doar ură, doar ceartă, doar cuvinte grele, care dor, care înțeapă. Nu o să uit niciodată când am stat lângă un cuplu, soțul își trăia ultimele momente din lumea aceasta. Dumnezeu i-a schimbat inima acestui om. Și ultima săptămână din viața lui a fost o săptămână atât de frumoasă din toate punctele de vedere. Dar după ce a murit, soția lui mi-a spus, Cristi, zice, în ultimele două zile atât am stat și am vorbit. Și la un moment dat, știi ce mi-a spus? Cu câteva ore înainte să moară, zice, nu-ți pare rău, zice, pentru toate momentele alea în care ne-am certat. Acum sunt atâtea lucruri pe care vrem să ni le spunem, dar nu mai avem timp. Zice, ultimele două zile au fost cele mai frumoase zile din căsnicia noastră. De ce trebuie să așteptați ultimele două zile? Pavel spune, din închisoare, vă port în inima mea și vă iubesc. Pentru că și Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare dintre noi. În aceasta cunoaștem dragostea pe care El și-a arătat-o față de noi. Spune Ioan că pe când eram noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații. Biserica Speranță, vreau să vă spun dimineața aceasta că iubesc biserica aceasta în toată inima mea. Dar Dumnezeu vă iubește mai mult decât vă iubesc eu. Iubesc ceea ce fac aici. Dar în același timp, aș vrea să te întreb pe tine cât de mult îi iubești tu pe oamenii din viața ta. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, acolo începe totul.